Ne aflăm prin război global din punct de vedere al dezinformării, al manipulării. Este un război declanșat cu mult mai devreme de 2022. Este un război extrem de perfid și pervers care se desfășoară cu arme noi în mediul virtual și are ca țintă în principal tinerii, pentru a le sădi din minte și suflet idei potrivnice democrației. Li se induce ideea că democrația este un eșec, că este condamnată pieirii, a declarat la DEVA europarlamentarul Iuliu Winkler. Vorbim foarte mult despre războiul din Ucraina și de un război care este purtat la vecinătatea noastră, la granițele noastre, cu arme, însă nu vorbim destul despre un alt război care este purtat de ani și ani de zile, nu este o noutate, și anume războiul purtat cu armele dezinformării, cu armele propagandei, cu armele știrilor false. Acesta este un război purtat de autocrații, de regimurile totalitare, autocratice, împotriva democrațiilor. Este, dacă doriți, un război pentru mințile noastre și pentru sufletele noastre, mai cu seamă pentru mințile și pentru sufletele tinerilor. Așa că noi trebuie, în primul rând, să conștientizăm aceste lucruri și să fac eforturi foarte multe în Parlamentul European și, în general, la nivelul Uniunii Europene, pentru a construi niște instrumente de recunoaștere a unei știri false, pentru a construi instrumente tehnice prin care putem să combatem boții, trolii și inteligența artificială care se manifestă din plin în acest domeniu. Dar mai este un lucru mult mai greu, pentru că instrumentele tehnice, până la urmă, s-ar putea să intre exact în contradicție cu democrația. Unde se termină dezinformarea și unde începe libertatea cuvântului? Sunt niște întrebări filozofice, eu știu, dar sunt întrebări la care noi trebuie să dăm răspunsul. Și așa că ajungem la cel de-al doilea mod de intervenție, și anume care este acela prin educație. România este printre primele pe lista țintelor Federației Ruse. Astăzi, România este un câmp tactic în acest război informațional, a mai subliniat Iuliu Winkler la DEVA.